îndoliată familie Bodale, iubiți credincioși, toți cei ce iubim mântuirea, să spunem și în această seară, preamărit să fie Dumnezeu, Cel ce este și rămâne Părintele oricărei mângâieri. Amin. Am venit să fiu alături de familia îndoliată, de familia Bodale, la invitația fratelui Ionică Lăcătâș. Domnul să vă mângâie pe cei îndoliați cu speranța revederii. Amin. Vreau să vă rog, pentru minutele ce le avem la dispoziție, să acordăm o atenție sporită Evangheliei. Cartea aceasta, dragii mei, ne învață nu doar cum să trăim viața aici pe pământ. Cartea aceasta ne învață cum să trăim viața din perspectiva eternității, ca să fim pregătiți pentru moarte. Nu toți oamenii sunt pregătiți pentru moarte. Fratele păstor Filip a ales să ne citească pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. O pildă ce vorbește despre un om care n-a fost pregătit pentru moarte. Spunea fratele Gabi, Domnul a fost provocat să rostească această pildă de un om din mulțime. Nu-i știm identitatea acestui om, dar avea un litigiu cu fratele său de la împărțirea moștenirii. Îl abordează pe Domnul și îi zice așa, învățătorule, îl recunoaște că este învățător. Și eu zic în această seară că Iisus Hristos este cel mai mare învățător al tuturor timpurilor. Slavă Lui în veci! Să învățăm și în seara aceasta ceva de la El. Doamne, ajută-ne! Omul ăsta zice, învățătorule, spune fratelui meu, versetul 13, să împartă cu mine moștenirea noastră. Era un litigiu. Omule, i-a răspuns Iisus, nu i-a dat numele. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Și e realitate. Domnul n-a venit să ne împartă pământul, El a venit ca să ne dea cerul. Ajută-ne, Doamne, la final să ajungem în cer. Dar trebuie să rezolvăm problemele de jos ca să putem ajunge în cer. M-am întrebat oare de ce omul acesta și-a pierdut sufletul? Pilda ce a rostit-o Domnul după această provocare ne vorbește despre un om, dă Domnul exemplu despre un om, dacă ar fi să aplicăm la vremea de azi, am zice noi un fermier sănătos și harnic, căruia țarina i-a rodit foarte mult. Și omul acesta, când a văzut că nu mai are unde să-și strângă roadele, versetul 17 spune, el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Puternic fermier. Iată, a zis el, ce voi face. Încă avea economii, nu vânduse nimic de pe țarină, și are bani să facă alte hambare. Auziți ce zice pilda? Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele,
voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele, nu vânduse nimic. Dar avea economii. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Și dintr-o dată aude un glas, o voce care răsună din cer. Îl strigă Dumnezeu. Știți ce m-a impresionat pe mine în pilda asta? Dumnezeu din cer, pe fermierul ăsta, nu l-a putut striga pe nume. Știți că sunt oameni pe care Dumnezeu la capă de traseu, când mor, nu-i poate striga pe nume? Oare de ce? Poate o să zicem noi, mă, o fi fost ăsta un mare păcătos, dar pe păcătos și-o striga pe nume. Ce ziceți? Pe Zacheu din Erihonul o striga pe nume. Pe Saul, care mergea să aresteze creștini la Damasc, nu l-o striga pe nume. Dar de ce pe ăsta nu l-o striga pe nume? E o categorie de oameni pe care la final, când mor, Dumnezeu nu-i poate striga pe nume. Știați că pe atei, când mor, nu-i poate striga pe nume? Dacă l-ai scos pe Dumnezeu din existență și din viață, când mori, nu te poate striga pe nume. Auziți ce zice Psalmul 14, versetul 1. Pe oamenii ăștia, când mor, nu-i poate striga pe nume. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Omul din pilda asta a trăit viața în confuzie totală și în confuziile astea a murit. Dați-mi voie din pildă să amintesc în această seară câteva confuzii în care a trăit omul acesta și nu le-a rezolvat până a închis ochii. Mulți oameni trăiesc așa și azi. Rețineți ce vă spun, în confuziile astea. Și când mor, Dumnezeu nu-i poate striga pe nume. Uitați-vă prima confuzie. Omul ăsta nu face diferența între dar și dătător. Pentru el totul e darul. Se bucură de țarina care a rodit, nu? Se bucură de roadele lui, de bunătățile lui, de hambarul plin, dar ați citit ceva în pildă că o zis ceva și de dătător? Ați citit că o zis fermierul ăsta că Dumnezeu, dătătorul, e cel ce dă ploi la vreme și timpul roditoare? Să fi citit în pildă că bogatul ăsta, după ce a umplut hambarul, și-a ridicat privirea spre cer și să zică, Doamne, Tu ai dat ploaie peste țarina mea. Ați citit? Nu face diferența între dar și dătător. Pentru el totu-i darul. Dragii mei, dacă te bucuri numai de ce dă Dumnezeu, dar pe dătător l-ai eliminat din viață, când mori, nu te poate striga pe nume. Când se gândească cineva în seara asta că omul ăsta a fost exclus de la mântuire pentru că o rodi țarina, că Domnul face să rodească țarina. Să nu ne gândim că l-a exclus de la mântuire pentru că a fost bogat, că au mai fost bogați care și-au mântuit sufletul. Și nu uita de dătător. Știți de un om din Biblie mai bogat decât fermierul ăsta care n-a uitat de dătător? Turmele lui acopereau țara și Dumnezeu l-a binecuvântat într-un mod extraordinar. Și a venit încercarea peste el, știți la cine mă refer, nu? Pierde tot. Vin slujitorii să-i aducă vestea că s-au pierdut oile și cămilele și boii. S-a pierdut tot. Mai vine un slujitor să-i spune că a venit un vânt dinspre răsărit. Casa s-a prăbușit și a murit copiii.
Noi zicem că Iov stătea și plângea lângă 10 sicrie. Nu erau numai 10. Erau mai multe. Că și slujitorii au murit. Știți că omul ăsta al credinței nou uitat de Dătător a rostit niște cuvinte memorabile care au străbătut veacurile și au ajuns până la noi. N-ați vrea să le citim în seara asta, că n-avem voie să uităm de Dătător. Indiferent pe unde trece viața noastră. Uitați-vă ce declară acest mare om al lui Dumnezeu. Iov, capitolul 1, versetul 20 și versetul 21. Răpus de durere, s-a sculat și a sfâșiat mantaua, copiii nu mai erau și a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat. Te-ai fi așteptat să se certe cu Dătătorul și să-i zică, mi-ai luat tot. Și eu te-am slujit cu inimă curată. Mi-ai luat și copiii la care țineam așa de mult. Nu-i destul că mi-ai luat turmele? Nu zice niciun cuvânt. Nu rostește niciun cuvânt la adresa lui Dumnezeu. O zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele. Și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Mai vrei să zici ceva, Iov? Da, n-am uitat de Dătător. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Și noi zicem în seara asta, amin. Amin. Și următorul verset e foarte interesant, 22. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. O zis, și acum Dumnezeu Dătătorul merită să fie lăudat. Și ce recomandare am în această seară? Frați și surori, tineri dragi, să nu uităm niciodată de Dătător. El este cel ce dă, el este cel care poate și lua. Dar numele Lui merită să fie onorat în orice vreme. Amin. Asta e prima confuzie. El nu face diferența între dar și Dătător. El se bucură numai de daruri. El se bucură numai de roade. El se bucură numai de hambarele pline. De Dătător nu-și amintește deloc. Dacă ai crezut până în seara aceasta că tot ce ai realizat e mintea ta, sunt abilitățile tale, nu uita, este un Dătător care ți-a dat viață și sănătate și totul îi datorăm Lui. Amin. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 7, aș vrea versetul ăsta să fie o lecție de viață pentru noi. Un verset care să nu-l uităm niciodată. Cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? N-ai voie. N-ai voie. Cine stă în confuzia asta și poate pierde sufletul. Noi declarăm în această seară, aici, la acest serviciu de privechi, că depindem de Dumnezeu la fiecare pas. Amin. A doua confuzie. Uitați-vă, omul acesta nu face diferența între existență și viață. Să știți că nu-i tot una. Sunt oameni care pe pământul ăsta doar există, dar nu trăiesc. A trăi viața în adevăratul sens înseamnă să trăim viața pentru Dumnezeu. Amin. Asta înseamnă a trăi. Altfel, doar existăm. Uitați-vă, dragii mei, ce spunea Pavel după ce l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, după ce Hristos i-a devenit Domn și Mântuitor, ce a însemnat pentru el a trăi viața? Ce înseamnă să trăiești viața? Înseamnă să trăiești viața pentru Dumnezeu. Haideți să citim cuvântul acesta. Omul ăsta nu face diferența între existență și viață. El doar există. A trăi, să nu uităm, dragii mei, înseamnă a trăi fiecare zi cu Dumnezeu. Amin. Apostolul scrie în Filipeni și să știți că de la convertire și până a scris epistola către Filipeni au trecut 30 de ani. Și el ne spune cum a trăit viața până aici.
Era spre finalul vieții. Când a scris cartea Filipeni, era arestat la Roma, dar a fost la prima lui arestare, au fost două arestări. După prima arestare a fost eliberat puțin, apoi arestat din nou și sigur scrie ultima epistolă, a doua Timotei, și viața lui pe pământ se termină. E decapitat din ordinul lui Nero. După 30 de ani de la convertire, vine să răspună Pavel ce înseamnă a trăi. Auziți ce înseamnă a trăi? Filipeni, capitolul 1, versetul 21. Căci pentru mine, dar noi putem spune așa, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Nu poți să spui că a muri e câștig dacă nu trăiești cu Hristos. Dacă doar existi, dacă tot s-a citit din Fapte 13, Pavel a predicat în Areopagul din Atena că în El, în cine? În Dumnezeu avem viața, mișcarea și ființa. Și dacă de la El avem viața, să trăim viața pentru gloria Lui. Ajută-ne, Doamne! Omul ăsta nu face diferența între dar și dătător. Nu face diferența între existență și viață. El doar există. A trăi înseamnă să trăiesc fiecare zi cu Domnul. Dar cum să trăiesc fiecare zi cu Domnul dacă nu-L cunosc pe Domnul? Frați și surori, prieteni dragi, trebuie să fie o zi a întâlnirii personale cu Iisus Hristos când să-I declar credință și să-I spun că îl voi urma până la sfârșitul vieții. Ajută-mă, Doamne! Asta e tot ce contează. Ioan capitolul 17, versetul 3. Și viața veșnică este aceasta. Care, o religie? Ar fi ușor dacă ar fi o religie. Să te mântuiască doar datorită faptului că ești trecut într-un registru de membri într-o biserică. Ce ușor ar fi? Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Amin. Pavel, după 30 de ani de la convertire, zice în Filipeni 3:10, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, auziți, dragii mei, și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Și auziți ce urmează. Următorul verset zice, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, că nu-i ușor. Că unii se pierd pe traseu. Dacă voi putea, la învierea din morți, ajută-ne, Doamne. Și pentru asta ajută-ne fiecare zi să o trăim cu Tine. Amin. Prima confuzie, nu face diferența între dar și dătător. A doua confuzie, nu face diferența între existență și viață. El doar există. A trăi înseamnă a trăi cu Hristos. Pentru ca moartea să fie un câștig. Dar uitați-vă, vă rog, în pildă, la a treia confuzie și să vedeți astăzi cât de mulți oameni religioși procedează la fel. Nu face diferența între suflet și trup. Știți că pentru ele e tot una. Când au văzut că hambarul e plin, că s-a umplut hambarul, omul ăsta bogat zice, de acum mă odihnesc. Aici am putea vedea și o parte pozitivă, nu? Că mai sunt bogați care nu se odihnesc niciodată. Ăsta a zis, gata, mi-ajunge. Luați așa și partea pozitivă. Că e nevoie și de odihnă. Ăsta a zis că nu mai trebuie, gata. De acum s-a umplut hambarul, dar au zis ce confuzie aici. Confundă sufletul cu trupul. Asta e o confuzie ce te poate duce în iad. Și mulți creștini trăiesc în această confuzie. Auziți ce zice omul? Vreau să hrănesc sufletul începând de azi. Dar cu ce îl hrănești, omule? Știți ce zice fermierul ăsta? Cu ce am adunat în hambar? Dar ce? Sufletul hrănești cu ce ai adunat un hambar? Cu bunătățile tale? Cu roadele tale? Auziți ce zice el? Versetul 19. Voi zice... Cui? N-o zis trupului.
voi zice sufletului meu. Tu nu vezi că hambarul e plin. Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar eu vă întreb în seara asta, frați și surori, stimați prieteni, sufletul îl poți răni cu valori materiale ca și trupul? Sufletul mănâncă ce am adunat noi în hambar? Sufletul poți răni cu pâine, cu apă? Că unii zic, mă, uite, dacă tot o decedat și o plecat de la noi, să dăm ceva de suflet. Dar ce, poți da ceva de suflet? După ce o terminat călătoria pe pământ, să-i dai, să-i hrănești sufletul cu un praznic, cu sarmale? Mănâncă sufletul așa? Sufletul putem hrăni din izvorul apelor vii, cât suntem în viață. Ajută-ne, Doamne! Vreau să te întreb în această zi, nu ce religie ai, ai hrănit sufletul? Se sfârșește anul 2024, ați văzut ce repede s-a dus. Parcă s-au dus câteva zile, parcă eram la începutul anului ieri. Și uitați-vă, se termină anul 2024. Ești mulțumit cât ai hrănit sufletul? Uitați-vă în 24 de ore, cât hrănim trupul și cât hrănim sufletul. Uitați-vă într-o săptămână, în 7 zile, cât hrănim sufletul și cât hrănim trupul. Uitați-vă într-o lună, cât hrănim trupul și cât hrănim sufletul. Poate ar fi bine la sfârșit de an să zicem, Doamne, iartă-mă că am neglijat sufletul. Așa de puțin m-am rugat, Doamne. Așa de puțin am cântat. Așa de puțin am citit Scriptura. Așa de puțin am slujit. Dacă mă strice noaptea asta, sunt mulțumit cât am rănit sufletul. Vă încurajez pe cei care cântați în cor. Veniți la repetiție. Lucrați pentru Domnul. Dumnezeu să vă ajute. Vă încurajez pe cei care predicați Evanghelia să nu obosim și să lucrăm pentru Domnul. Ajută-ne, Doamne! Și în fiecare zi să ne hrănim sufletul din cuvânt. Haideți să citim cum ne putem hrăni sufletul. Uitați-vă în Romani, capitolul 14, versetul 7. E un cuvânt care l-a rostit Apostolul Pavel și noi doar îl amintim în această seară. Romani, capitolul 14, versetul 17, spunea omului Dumnezeu, căci împărăția lui Dumnezeu, unde vrem să ajungem, nu este mâncare și băutură, nu este mâncare, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Doamne, umple-ne de Duhul Sfânt pe toți! Ascultați ce zice Iacov în epistola sa. Cum putem hrăni sufletul? Că de trup avem noi grijă. Sufletul neglijăm cel mai mult. Iacov, capitolul 1, versetul 21. De aceea lepădați orice necurăție, dar ce afectează sufletul? Da? Ca să poți hrăni, trebuie să faci ordine în viață. De aceea lepădați orice necurăție, orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Ajută-ne, Doamne! Amin! Ajută-ne, Doamne! Amin! Omul ăsta și-a pierdut sufletul pentru că a trăit în aceste confuzii. Nu face diferența între dar și dătător. Nu face diferența între existență și viață. Nu face diferența între suflet și trup. Pentru el e tot una. Vrea să hrănească sufletul cu ce a adunat el în hambar. Și nu se poate. Cât suntem în viață, să alimentăm sufletul din cuvântul vieții. Ajută-ne, Doamne! Nu să se îngrijească alții pentru mine după ce mor. Să-mi dea de suflet după ce mor. Nu se mai poate.
Dar uitați-vă, omul acesta mai face o confuzie pe care mulți o repetă și azi. Nu face diferența între el și alții. Ați văzut cum vorbește el, că totul e a lui. Sufletul meu, roadele mele, bunătățile mele, țarina mea, totul e a meu. Păi omul ăsta trăiește o viață de o singurătate înspăimântătoare. Nu zice nimic pilda de soție, de copii, de prieteni. Să zică, dacă hambarul e plin, din hambarul meu să dau și la cei nenorociți, să dau și la cei sărați, să dau și la văduve, și la orfani. Nu era mai bine așa? Știți că în ziua judecății ne va judeca stăpânul dacă am făcut sau n-am făcut anumite lucruri? Dacă am dat să mâncăm celui flământ? Dacă am dat să bea celui însetat? Dacă am mers pe la cel bolnav să-l vizităm? Doamne, ajută-ne să ne facem datoria! Dar unde-s, Doamne? Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Vă zice Domnul în ziua aceea, când, Doamne? Când ai îmbrăcat orfanul acela din Rădăuț, când ai îmbrăcat orfanul acela din Vicov, când ai vizitat văduva aceea, când te-ai dus la spital pe oncologie și ai adus un compot la un om în fază terminală. Eu am notat în cer. Cum e valabil, Doamne? Tu îmi vei răsplăti după asta? Da. Și ce zic unii? Religia nu mântuiește. E adevărat, dar să știți că practic cele religioase corecte ne ajută să întreținem relația cu Dumnezeu. Hai să vă mai citesc un verset tot din Iacov, dacă tot am citit din epistola asta. Uitați-vă ce zice tot el în epistola sa. Iacov, capitolul 1, versetul 27. Religia curată, e traducerea mai nouă, revizuită. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu. Religia curată e înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Ajută-ne, Doamne! Amin! Prea mult auzim sintagma asta. Domnule, ce e al meu, e al meu! Să se descurce, să muncească! Ce e al tău ar trebui să fie și acelui nenorocit. Nu știu dacă se mai cântă cântarea aceea, frate Elie, azi Iisus e în mii de frați. Azi îți vrea el fapta, mâine toți vom fi luați, tu vei fi la dreapta. Ajută-ne, Doamne, să fim acolo. Ăsta nu face diferența între el și alții. Totul e a lui, o viață egocentrică, pentru mine, pentru mine și atât. Ce vreau să mai spun, o confuzie. Omul ăsta nu face diferența între timp și veșnicie. El trăiește doar în timpul limitat, doar în Cronos. Și nu se gândește la veșnicia lui Dumnezeu. Auziți ce zice el? După ce a umplut hambarul, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Și Dumnezeu din cer a zis, n-ai dreptate, tu am dreptate eu. Tu ai zis mulți ani, eu zic, în noaptea asta își cer înapoi, nu ce ai strâns tu în hambar. Vreau înapoi ce ți-am dat eu, dă-mi sufletul. Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Și au zis cum se încheie pilda. Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Ăsta nu face diferența între timp și veșnicie. El trăiește doar pentru viața de jos. Aici, mulți ani, să te simți bine, să te distrezi, să ai tot ce vrei și atât. Dar eu zic, nu-i atât. Că urmează veșnicia. Doamne, ajută-ne să ne pregătim pentru ea. Urmează veșnicia.
Ești pregătit să zbori când ceasul va suna. Ești pregătit să zbori când El te va chema. Ești pregătit sau nu? În seara asta la Vicovul de Sus e timpul potrivit. Ajută-ne, Doamne, să ne pregătim. Ajută-ne, Doamne, să ne pregătim. Sora Eufruzina a terminat călătoria la o vârstă frumoasă de 90 de ani și cred că Domnul i-a dat un timp favorabil să se pregătească, slăvit să fie Domnul. Dar nu-i garantat pentru toți de aici 90 de ani. Că s-ar putea unii să zică, am vreme. Mă, dacă îmi dă și mie 90, până la 90. Dar poți pleca din această lume când te gândești puțin sau deloc. Te poate smulge moartea din această viață când nu te gândești un infarct de miocard în timpul nopții și te-ai dus. Un accident, să urci la volanul mașinii și să nu te mai întorci acasă. Se poate? Ți-au zis de accidentul care a fost la Grănicești? Unul dintre cei care au plecat a fost un tânăr din comuna mea, din Calafindești. Familia zdrobită de durere. A plecat că nu se aștepta. Ești pregătit să zbori? Poate ar trebui rugăciunea lui Moise din Psalmul 90, versetul 12, să fie rugăciunea noastră în această seară. Învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Ajută-ne, Doamne! Că nu trăim numai pentru acum și aici. Noi trăim din perspectiva eternității și vrem să trăim viața cu Dumnezeu când se termină totul aici. Să ne primească pe porți în cetate. Ajută-ne, Doamne, să ajungem acolo. Și când vom închide ochii pentru pământul ăsta, să ne poți striga pe nume. Pe fermierul ăsta nu l-ai putut striga pe nume. Că o trăi viața în aceste confuzii. Aș vrea să nu le uităm. Nu face diferența între dar și dătător. Totul e darul. Nu face diferența între existență și viață. Nu face diferența între suflet și trup. Nu face diferența între el și alții, totul pentru el. Și nu face diferența între timp și veșnicie. Noi spunem în seara aceasta, Doamne, vrem să fim cu Tine în cer pentru eternitate. Ajută-ne să fim credincioși până la final. Domnul să binecuvinteze pe toți prezenții din locul acesta. Restul de viață ce ne rămâne de trăit în trup, să-l trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne! Domnul să vă mângâie pe cei din familia Bodale, păstrați amintirile frumoase cu mama, păstrați-o în gând, în merit, în conștiință și dacă pentru voi a avut o lecție de viață, urmați-o și să vă ajute Domnul să fiți credincioși până la final, pentru că urmează marea întâlnire în împărăția lui Dumnezeu. Și acolo nu ne vom mai despărți niciodată. Cel ce este dătătorul, Dumnezeu, să fie slăvit astăzi și mâine și în vecii vecilor. Amin.